Toți aceia care aveți cu voi scripturile și doriți, vă rog, să le deschideți împreună cu mine. La Evanghelia după Matei, capitolul 21, voi citi de la versetul 18 până la versetul 22, pagina biblică 948. Evanghelia după Matei, capitolul 21, citesc scriptura de la versetul 18 la 22, pagina biblică 948. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un zmochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Amin. Vă rog să vă reașezați. O soră mai în vârstă era la biserică și a ascultat textul acesta citindu-se. Ea locuia undeva la munte și ca să ajungă la biserică trebuia să urce un munte și tot o necăjea muntele respectiv. Fiind mai în vârstă, era dificil să tot urce muntele respectiv. Încurajată de acest text, seara când se pune să se culce, face o rugăciune foarte interesantă și spune: Doamne, eu cred, bazat pe Evanghelie, că dacă mă rog, Tu vei muta muntele, așa că Te rog tare frumos, până mâine dimineață când mă trezesc, fă ca muntele acesta să dispară, să nu mai trebuiască să tot urc muntele acesta, să mă duc mai ușor la adunare. Și a spus rugăciunea, i-a spus Domnului noapte bună și apoi s-a pus și s-a culcat. Dimineața când s-a trezit, s-a dus la geam, s-a uitat, muntele era tot acolo. La care zice sora cu multă supărare: știu, Doamne, că n-a fi nimic de aici, numai vorbe sunt. Știți ce am băgat de seamă? De multe ori și noi avem credință, dar credința noastră lasă de dorit. De fapt, nu credem cu adevărat, chiar dacă ne rugăm uneori, că Dumnezeu poate muta anumiți munți din loc. Poate în viața ta este un munte foarte mare și anume muntele păcatului. Nu mai scap de o dependență oarecare. Nu știu care este dependența aceea. Poate este fumatul, poate este alcoolul, poate este jocul de noroc, poate sunt nervii, poate este neiertarea, poate este ura, poate sunt anumite plăceri, nu știu, te uiți la anumite jocuri, toată ziua te joci pe calculator, pe televizor, nu mai scapi, nu mai ai timp de altceva. Nu știu care sunt dependențele tale. Dar te rogi poate de multă vreme și spui: Doamne, eu cred că Tu mă poți elibera. Dar cu toate acestea, dincolo de rugăciunea aceea și de afirmația pe care o faci, cu adevărat nu crezi că Dumnezeu te poate elibera. Mă rog în această zi Dumnezeu să ne ajute să credem această realitate, și anume că Dumnezeu poate muta muntele acesta al dependenței sau dependențelor din viața noastră. Apoi, unii dintre noi poate au anumiți munți ai problemelor financiare. Doamne, nu te mai ajungi cu banii de la o săptămână la cealaltă, de la o lună la cealaltă, și criza financiară a venit peste tine și te-a lovit foarte zdravă. Nu-ți mai merg lucrurile din punct de vedere financiar și spui: Doamne, eu cred că Tu mă poți elibera. Și cu toate acestea, parcă nu se întâmplă nimic. Și apoi cazi în descurajare spunând: da, păi nici Dumnezeu nu mai poate schimba situația. Poate ai o problemă de sănătate și de ceva vreme te-ai rugat: Doamne, Te rog să mă vindeci. Vindecă-mă, fă minune, sau prin intervenție medicală, Te rog, fă minune pentru mine, lucrează, fie într-un fel, fie într-altul, dar Te rog să mă vindeci. Și te rogi și te rogi și parcă nu se întâmplă nimic. Sau nu se întâmplă după cum te-ai aștepta. Și în momentul respectiv spui: muntele acesta nu se mai poate schimba, nici Dumnezeu parcă nu vrea să-l schimbe sau nu-l mai poate schimba. Ai o problemă în viața de familie. Ești într-o criză relațională. Poate nu te mai înțelegi cu soțul tău, cu soția ta, cu pruncii tăi, cu părinții tăi. Poate nu te înțelegi cu oamenii importanți din viața ta, cu frații, cu natele, cu nații. Ești într-o stare tensionată și nu știi cum poți să rezolvi problema respectivă. Dragul meu, Dumnezeu poate da la o parte muntele acela problematic din viața ta. Nu știu care este muntele din viața ta, dar în această zi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, fac această afirmație cu toată convingerea: tu poți muta munții din loc. Tu poți muta munții din loc. Și așa se intitulează mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Tu poți muta munții din loc. Adevărul este că nu prin noi înșine ne putem face lucrul acesta, ci prin bunătatea și prin puterea lui Dumnezeu. Dar cei mai mulți dintre noi avem nenumărate resurse la dispoziție și cu toate acestea nu folosim resursele pe care Dumnezeu ni le dă.
De aceea suntem învinși din punct de vedere spiritual. De aceea nu avem putere, nu avem bucurie, ne simțim trântiți la pământ. De aceea relațiile noastre poate sunt fărămițate, de aceea poate avem probleme nenumărate de sănătate și parcă nu mai contenesc problemele. Nenumărate situații delicate, pentru că nu folosim puterea pe care Dumnezeu ne-o dă. Care este puterea pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție fiecare dintre noi? Răspunsul este credința. Credința este foarte importantă în zona spirituală și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Tu poți muta munții din loc, dar în primul rând trebuie să începi prin a ști ce vrei. Ca să poți muta munții din loc, trebuie să începi prin a ști ce vrei. Foarte important lucrul acesta, să știi ce vrei. Spunea Hristos în felul următor, voi puteți muta muntele acesta dacă aveți credință. Care este muntele acesta? Muntele măslinilor. În felul acesta, Iisus Hristos ne arată că este foarte important să știi ce-ți dorești. Foarte mulți oameni nu primesc răspuns la rugăciune, nu se schimbă situația lor, nu se schimbă paradigma vieții lor, pentru că nici ei nu știu ce-și doresc. Una dintre cele mai importante chestiuni în viață este să știi ce vrei de la viață, să știi ce vrei de la Dumnezeu, să știi ce vrei de la o situație oarecare. De exemplu, în dimineața aceasta, de ce ai venit la adunare? Când ai venit la adunare, te-ai gândit ce vrei să se întâmple în această zi când vii în prezența lui Dumnezeu? În aceste momente când stai și asculți Evanghelia predicată, te întreb în numele lui Hristos, tu te gândești și te aștepți să facă Dumnezeu ceva în viața ta? Când te duci la serviciu sau să rezolvi o problemă, porți o discuție, tu știi ce vrei? Cei mai mulți oameni astăzi nu mută munții problemelor din viața lor pentru că nu știu nici ei ce vor. Foarte mulți oameni nu știu ce vor. Hristos spune felul următor, dacă aveți credință, puteți munta muntele acesta. Și muntele acesta este muntele măslinilor. E atât de important în viață să știi ce vrei. Nu o să poți niciodată muta munții din loc până când nu o să începi prin a ști ce vrei. Ce vrei tu să se întâmple în această dimineață? Ce ai vrea să facă Dumnezeu cu tine în această dimineață? Poate, nu știu, ai anumite probleme spirituale, poate nu mai ai pace, nu mai ai bucurie, nu mai ai liniște, nu mai simți pe Dumnezeu viu și lucrător în viața ta. Care sunt lucrurile acelea pe care ai vrea să le aduci înaintea Domnului și Dumnezeu să lucreze pentru tine? Care sunt problemele tale de sănătate în dreptul cărora ai vrea Hristos să se oprească în ziua aceasta și să lucreze pentru tine? Care sunt lucrurile pentru care tu ai vrea să se oprească Domnul în dimineața aceasta și să-ți dea răspuns la problema ta? Iubiții mei, munții din viața noastră se mută din loc numai și numai atunci când știm ce vrem. Ce vrei în această dimineață? Doamne, Dumnezeule, mă enervez foarte tare. Și problema aceasta că mă enervez foarte tare îmi distruge relațiile. Mă face să mă cer cu toată lumea, Doamne. Mă face să fiu tensionat. Doamne, Dumnezeule, am nevoie în această dimineață să mă faci un om blând. Doamne, sunt un om puțin cam arogant. Sau să nu zic mai mult. Și chestiunea aceasta îmi distruge toate relațiile. Că nimeni nu vrea să aibă de-a face cu un om arogant. Ajută-mă să scap de mândria aceasta. Doamne, Dumnezeule, nu știu, nu sunt fidel soțului sau soției. Doamne, asta este o problemă mare. Doamne, corectează viața mea. Doamne, Dumnezeule, nu mai am bani să-mi plătesc rata mâine. Doamne, Dumnezeule, am datorii. Ajută-mă să scap de situațiile acestea. Spune-i concret Domnului ce vrei să facă Dumnezeu în viața ta. Dacă vrei să muți munții din loc, începe prin a ști ce vrei. Ceea ce caracterizează pe toți oamenii care au izbândă în viață, care realizează lucruri frumoase în viață, este tocmai faptul că știu ce vor. Ei sunt oameni hotărâți. Foarte important lucrul acesta, să fii un om hotărât, să știi ce vrei, ce aștepți tu de la Dumnezeu, ce ai vrea să facă Dumnezeu pentru tine în această zi. Ai venit cu vreo așteptare în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu? Când te-ai împărtășit cu trupul și sângele Domnului, dincolo de aspectul comemorativ, că ți-ai adus aminte că a suferit pentru tine și în locul tău, dragul meu, ai așteptat să se întâmple ceva în viața ta? Eu cred din toată inima că în urma rugăciunii bazate pe cuvântul lui Dumnezeu avem o prezență spirituală a lui Hristos în trupul, în pâine și în must, o prezență spirituală. Trupul și sângele lui Hristos este prezent spiritual. Tu te-ai așteptat să se întâmple ceva când te-ai împărtășit? În momentele acestea te aștepți să-ți vorbească Dumnezeu, în momentele acestea te aștepți să primești pace. Poate nu ai pace, nu ai liniște, ești un om stresat, un om apăsat. Te aștepți în această zi Dumnezeu să-ți dea pace, să-ți dea liniște sufletească? Aștepți tu să facă ceva Dumnezeu pentru tine? Te-ai rugat? Chiar te aștepți ca Dumnezeu să-ți împlinească rugăciunea? Chiar te aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă rugăciunii tale pe care ai adus-o înaintea Lui? Mulți oameni se roagă, ne rugăm de multe ori și parcă nici noi nu mai credem că se poate întâmpla ceea ce Dumnezeu ne spune că se poate întâmpla. Iubiții mei, dacă vrei să muți muții din loc, dacă vrei să se schimbe viața ta, dacă vrei să schimbi lucrul acela rău din viața ta care te necăjește, te amărăște, dragul meu, începe prin a ști ce vrei. Se spune că în Roma antică erau diferite pariuri pe alergători. Și
Oamenii pariau pe diferiți alergători și la un moment dat, de exemplu, dacă trecea prin fața ta unul dintre alți atleți, nu ăla pe care tu ai pariat, ca să îl oprești pe atletul respectiv care alerga mai bine decât al tău sau îi făcea concurență, aruncai câte o monedă de aur. Așa se face că unii care nu erau foarte determinați dintre atleți, se opreau să ia moneda de respectivă, dar pierdeau întrecerea. Știți ce am băgat de seamă? De multe ori satana ne aduce înainte și viața ne aduce înainte tot felul de ocazii, tot felul de urgențe, tot felul de lucruri așa, parcă peste noapte, parcă dintr-o dată au apărut. Și toate acestea vor să ne fure atenție de la ce este cu adevărat important pentru noi. Ce este cu adevărat important pentru tine în această zi? Ce aștepți tu să facă Dumnezeu pentru tine? Biblia ne spune că într-o zi Bartimeu s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Trecea Hristos pe drumul respectiv, pe drumul Ierihonului și aude Bartimeu că trece Iisus din Nazaret. Și încă de genul acesta, mut muntele de aici dincolo, Hristos vrea să ne spună altceva, așa nume. Nu există obstacol în calea credinței. O credință ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, o credință bazată pe cuvânt, nu are obstacole. Adică nu există boală prea grea, prea mare, ca Domnul să nu o poată vindeca. Băgați-vă de seamă că noi când dăm de câte o boală mai cumplită, parcă ne pierdem credința. Hristos ne spune că nu există boală care să nu poată fi vindecată. Nu există criză prea mare economică pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Nu există om prea păcătos, prea legat de vicii și de patim, prea, nu știu, stăpânit de diavolul, pe care Dumnezeu să nu-l poată schimba. Nu există situație prea dramatică, prea grea, pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Nu există familie prea distrusă de diavol, pe care Dumnezeu să nu o poată repara. Nu există om prea batjocorit de satana, prea legat, pe care Dumnezeu să nu-l poată elibera, să nu-l poată folosi. Dar măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Niciodată Dumnezeu nu va lucra mai mult decât tu crezi. Hristos a spus, dacă tu ai credință și spui, mută-te munte de aici și aruncă-te mare, așa se va întâmpla, dacă nu te îndoiești în inima ta. Și în timp ce meditam la textul acesta, mi-am adus aminte de câțiva oameni din Scriptură. Oamenii aceștia au avut o credință puternică. Unul dintre ei este Avram. Avram spune, Scriptura nu poate să aibă copii prin Sarai. Trec ani, ajunge undeva spre 90 de ani și la 90 de ani Dumnezeu îi spune, Avrame, îți voi da un copil. I-a spus Dumnezeu și la 75 de ani când l-a scos din țara lui. O aștepta 25 de ani după copilul acesta și la 90 de ani din nou își înnoiește promisiunea. Și Avram îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și pentru că îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, Dumnezeu îi dăruiește un copil, măcar că Sara, nevastă sa, era stearpă, nu putea să nască. Spune Scriptura că David a fost chemat de Dumnezeu, însuflețit de Duhul lui Dumnezeu, să se ducă să se lupte cu Goliat. Goliat este un om la vreo 3 metri și 20 de centimetri. Un războinic viteaz, călit în cele mai dramatice lupte. David, un fecior undeva la 16-17 ani să fie avut pe atunci, era și el voinic, dar totuși față de Goliat. Era efectiv nimeni în ploaie, efectiv un copil foarte mic. Și zice Scriptura că el are această credință de plină. E ok, am batistă, puțin să dați aerul mai încet dacă se poate ce în față. Domnul să ne binecuvânteze. Îi văd pe frați că se îngrijesc de mine, asta este un lucru bun, să-mi dea șervețele. Unde am rămas? La David. Ce ziceam de David? David a avut credință că îl poate bate pe Goliat. Deci el poate să depășească până și căldura. Slăvit să fie Domnul. David a avut această credință, mă duc pe câmpul de război, zice, și mă bat cu Goliat și îl bat pe Goliat. Foarte important lucrul acesta. Apoi spune Scriptura un alt om, Daniel, a avut o credință fantastică. Știți care a fost credința lui? Că dacă el coboară în groapa cu lei, știți ce se întâmplă? Dumnezeu îl va ocroti. Prietenii lui Daniel au avut o credință extraordinară. Adică cel mai puternic om al vremii, un cuptor extraordinar de încălzit, de 7 ori mai tare încălzit cuptorul. Omenește vorbind, nu mai puteai să faci nimic, domnule. Să crezi chiar dacă se încălzește cuptorul de 7 ori mai tare, că Dumnezeu ce face? Te poate păzi. Și așa s-a și întâmplat. Spune Scriptura că Dumnezeu i-a păzit și Dumnezeu i-a ocrotit. Știți, zice, pentru că a mers Domnul cu ei în cuptorul aprins. Toate acestea au fost pentru că oamenii aceștia au crezut, s-au încrezut în Dumnezeu. Măsura credinței tale determină măsura limitelor tale. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca, nu o să fii vindecat. Dacă tu nu crezi că Domnul te poate elibera, nu o să fii eliberat. Dacă tu nu crezi că Domnul se poate folosi de tine, de familia ta, de talentele pe care ți le-a dat, nu o să se poată folosi Domnul de tine. Dacă tu nu crezi că Domnul te poate, nu știu, umple de Duhul lui Cel Sfânt, nu o să te umple de Duhul lui Cel Sfânt. Dacă tu nu crezi că Dumnezeu poate face un lucru, ascultați-mă, Dumnezeu nu-l va face. Pentru că Dumnezeu de fiecare dată, așa face El, așa operează El. Măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Crede din toată inima în ajutorul lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
Martin Luther a fost un astfel de om care a avut o credință fantastică. El nu numai că aduce în atenție mântuirea prin credință, dar a fost un om care s-a încrezut foarte tare în Dumnezeu. Știți cât de tare s-a încrezut în Dumnezeu? 1540, Frederic, prietenul și asistentul lui, în lucrarea de reformă, se îmbolnăvește foarte tare. Este pe pat, este gata să treacă în veșnicie. Își adună puterile și îi scrie lui Luther în felul următor. Martin zice, eu plec acasă la Domnul, eu să mor, zice. Te las pe tine în grija Domnului și Domnul să te ajute să continui reforma. Luther când citește scrisoarea, se roagă și apoi tipic pentru el se pune și scrie în felul următor. Îți poruncesc în numele Iisus Hristos să nu mori. Nu voi îngădui să mori. Eu am nevoie de tine, Dumnezeu are nevoie de tine, ce pe pământ, biserica, reforma are nevoie de tine. Când vei lua scrisoarea, zice, și o vei citi, îți poruncesc în numele Iisus Hristos să te vindeci. Asta este voia mea, e după voia lui Dumnezeu și așa să lucreze Dumnezeu. Te vreau viu, vreau eu să mor înaintea ta și tu să mor după mine. Dar să mai trăim încă să punem pe picioare reforma. Și o trimis scrisoarea. Un fapt atestat din punct de vedere istoric. Când primește scrisoarea Frederic, îți poruncesc în numele Iisus Hristos să nu mori, nu permit să mori, să te ridici imediat și să trăiești, pentru că am nevoie de tine. În prima instanță, i s-a părut interesant. Dar este un fapt istoric. Când a citit scrisoarea și a pus-o pe piept și a înălțat o rugăciune, a simțit atingerea lui Dumnezeu. În mod extraordinar, Dumnezeu s-a atins de el și l-a vindecat. Frederic, spune istoria bisericească, a mai trăit din momentul acela 6 ani de zile și a ajutat desfășurarea reformei. Și încă o chestie interesantă, eu împlin Domnul dorința și credința lui Luther. Știți cine moare primul? Luther. Și mai trăiește încă 2 luni după Luther. Știți ce? Pentru că Martin Luther a fost un om care a avut credință. Mă rog în această zi să înțelegem că noi putem muta munții din viața noastră. Mulți dintre noi ne luptăm cu anumite păcate. Mă, parcă nu mai scăpăm de ele. Avem meciuri în viața de familie, stres, tensiune, uși trântite, ceartă. Mă, când vii la adunare, parcă vorba aceasta să ne împăcăm o leacă și continuăm partea a doua după slujbă. Iubiți mei, mulți dintre noi avem nenumărate probleme, dar ascultați-mă, e foarte important să înțelegem în această zi că măsura credinței noastre este măsura limitelor noastre. Dumnezeu poate să facă orice lucru pe care tu îl crezi potrivit voii Lui. Te întreb în această zi, tu chiar crezi că Dumnezeu poate lucra pentru tine? Crezi că în această zi Dumnezeu, nu știu, poate atinge pe soțul tău care are probleme cu alcoolul să le libereze? Poți să crezi în această zi că Dumnezeu te poate vindeca pe tine orice boală poți să ai? Crezi că Dumnezeu poate nu ai un loc bun de muncă? Crezi că în această zi Dumnezeu poate să schimbe lucrurile? Și începând din această zi Dumnezeu să-ți dea un loc bun de muncă, mai crezi lucrul acesta? Mai crezi că Dumnezeu poate mântui pe cel drag din casa ta? Poate astăzi are diferite dependențe. Atât ai delegat de numai. Crezi că Dumnezeu poate schimba lucrurile? Măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Să ne ajute Dumnezeu să credem lucrul acesta. Să urmăm exemplul Scripturilor, să urmăm exemplul lui Luther. Spune Scriptura că într-o zi, foarte interesant, vine un tată cu un copil îndrăcit. Ce poate fi mai important pentru un părinte decât propriul lui copil, băiatului sau fata? Nu există lucru mai important pentru părinte decât familia lui, copiii lui. Și tatăl acesta disperat vine și aduce pruncul la Domnul Hristos și zice, Doamne, băiatul acesta pe care l-am eu e posedat de satana, e îndrăcit cu alte cuvinte. Îl ia satana, zice, și-l aruncă, ba în foc să-l prăjească. Vă dați seama cum a fost băiatul acela, tot era prăjit bietul. Ba în apă, zice, să îl înneci, eu trebuie să stau cu ochii pe el. Cum e o leacă de apă, cum trebuie să stau cu ochii pe el? Și pe acolo era apă. Pac, sare Marea Galilei, sare în Iordan, sar tu ca tată după el să-l salvezi. Vă dați seama ce stres pentru omul acesta? O leacă de foc pe acolo, pe lângă casă, să facă mâncare. Ăsta își bagă mâinile pe acolo. Zice, uită-te la el, Doamne, tot e ars, din cap până în picioare tot e ars. Sare în apă, sare în foc. Doamne-s disperat. Și zice el, dacă poți face ceva, și spune cu lacrimi cuvintele acestea. Adică omul ăsta trăiește. Nu-i ceva de genul, adică, bă, dacă vrei să-l vindeci, vindecă-l, dacă asta e voia ta, nu. El zice, Doamne, te rog frumos, ai milă, fă ceva. Și ascultați ce spune el, dacă poți face ceva, e o rugăciune sinceră. Doamne, dacă poți face ceva pentru mine, pentru copilul meu, te rog frumos, fă ceva și vindecă-l, eliberează-l. Și ascultați ce spune Domnul, zice, tu zici, dacă pot? Și ascultați ce spune Domnul pe mai departe. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. O, dacă am crede noi pe Domnul pe cuvânt, dacă l-am crede pe Domnul pe cuvânt, mari minuni s-ar întâmpla în viața noastră. Totul s-a schimbat, iubiții mei. Vi se pare normal să fim toată ziua apăsați când Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii? Vi se pare normal să fim toată ziua îngrijorați că vine criza și ne periem tot ce avem și să trântesc toate lucrurile de pământ când Dumnezeul nostru este în control?
Vi se pare normal să ne rugăm pentru anumite slăbiciuni pe care le avem să nu se întâmple nimic, că noi nu credem că Dumnezeu poate schimba lucrurile? Vi se pare normal să ne rugăm zile, săptămâni la rând și să spunem anumite rugăciuni și după aceea nici măcar noi să nu le credem? Vi se pare normal? Oare n-ar trebui să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt? Pentru că măsura credinței noastre este măsura limitelor noastre. Doamne, Tu poți să-mi dai un loc bun de muncă. Crezi lucrul acesta? Poate, Domnul, slăvit să-i fie numele. Doamne, Tu poți să-mi dai o mașină bună. Cum te rogi când vrei să schimbi mașina? Parcă ți-e și greu să zici, Doamne, dă-mi o mașină, o lecuță mai bună, că vorba aceea să nu se supere Domnul. Doamne, uite, nu mă mai încapam cu garsoniera asta. Dă-mi un apartament, zici Tu, cu o cameră. Dar ai putea să zici, Doamne, dăm cu două camere, cu trei camere. Și Dumnezeu va pregăti situația. Doamne, dă-mi o casă. Doamne, dă-mi un salariu bun. Doamne, nu merge business-ul, deschidem noi oportunități. Eu cred că cei mai buni abia acum urmează. Ce-ar fi să ne schimbăm gândirea? Când toată ziua suntem posași, triși, gata, vin prăpădenele peste noi, gata, murim, explodăm, ne îngroapă banca, datoriile, nu mai facem față. Știți ce se întâmplă? Numai pe asta le vedem. Păi dacă toată ziua e sumbru, apăsat, necăjit, păi îți dai seama cum ești. Și când te duci să te întâlnești cu cineva care poate fi o mare binecuvântare pentru tine, când te vei de sumbru și apăsat, ce zice? Păi dă-ți tu la mine necazul meu, îl mai eu pe altul în spate, care are și el mai multe decât mine. Dar bucuria e molipsitoare. Bucuria îți dă poftă de viață, te face să vezi oportunitățile. Băgate de seamă că dacă, de exemplu, ai o mașină, da? Uită-te să vezi numai mașini de-alea vezi peste tău. Băgate de seamă lucrul acela. Zice, mintea funcționează prin asociere, spun psihologii. Dacă toată ziua vezi blesteme, necazuri, probleme, falimente, bătăi, necazuri, vaoleu. Știi ce? Efectiv te îngrop de viu. Dar dacă spui, Doamne, eu cred din toată inima că Tu ești Dumnezeu, cred din toată inima că viața mea, familia mea, tot ce e important pentru mine este important și pentru Tine, Doamne. Faptul că n-ai intervenit până acum nu înseamnă că Ție nu-ți pasă de mine, nu înseamnă că nu vei interveni. Eu cred din toată inima și mă încred în Tine, Doamne. Cred că împreună cu Tine pot face totul. Da, e muntele acesta, e foarte mare în viața mea. E o dependență, Doamne, de care nu mai scap. Dar Tu poți să muți dependența aceasta. Tu mă poți elibera de ea. Doamne, boala aceasta Tu o poți vindeca. Doamne, criza aceasta financiară de care îți poate de în 3 luni, de 3 luni în ea, de 6 luni sau de un an de zile în ea, eu cred că Tu o poți rezolva. Doamne, Tu poți totul. Cel care crede poate toate lucrurile. Tu poți muta munții din loc, dar începe prin a ști ce vrei. Apoi, ține minte, măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Și 3, înalță rugăciuni îndrăznețe. Înalță rugăciuni îndrăznețe. Noi ne rugăm în general foarte liniștit când sunt chestii foarte importante. Nu știu niciodată că eram la München și m-a chemat cineva să mă rog pentru un frate care era foarte bolnav, era slăbănogit, cu greu stătea pe picioare, omul avusese un accident, accidentul acela îl măcenase efectiv. Și m-a chemat să-i fac ungere cu un delm și să mă rog pentru el. Vă rog să mă credeți, când l-am văzut în fața mea, așa cum l-am văzut, parcă am avut niște rețineri. Zic, mă, dacă mă rog și nu se întâmplă nimic. Asta mi-a fost în minte. Te rog să mă credeți, asta mi-a venit în minte. Mă, te rogi pentru el, îi faci ungere cu un delm și el rămâne la fel. Dar după aceea am zis în felul următor, nu-i treaba mea vindecarea. Treaba mea este să fac ce zice Domnul. Treaba cui e vindecarea? A Domnului. Că Dumnezeu poate vindeca pe clipeală și am văzut astfel de experiențe și astfel de situații, sau Dumnezeu poate să înceapă procesul vindecării. Dumnezeu este în control. Dar în momentul în care tu zici, bă, dar situația e așa de grea, cum să te implici în chestiunea aceasta? Da, vorba aceea, mă, te doar o leacă măseaua, cu o lecuță de rugăciune, o leacă de alvocal, mi se rezolvă problema. Dar dacă e o situație mai delicată, mai avem îndrăzneală să ne rugăm. Domne, am, nu știu, poate 1.000 de lei datorie. Păi, clar că Domnul a lucrat în chip minunat, păi, găsea și Domnul modalitate. Dar dacă ai, de exemplu, 10.000 de euro datorie, 50, vă zască din Dumnezeu, intrăm în depresie. Doamne, Dumnezeu, dar ce se întâmplă? Nu e așa că ai reține să te rogi. Nu l-a uitat niciodată pe un frate, era în perioada crizei din 2008 în America, s-a întâmplat lucrul acesta, a pierdut tot ce a avut. Și îmi povestește frate, Dan zice, de la 15 milioane de euro am ajuns să nu mai am nimic. Toate casele, proprietățile, toate mi le-au luat, zice, mai aveam o căsuță în care n-aș fi stat în ținea mai mult, nu știu, oamenii care lucrau pentru mine. Și zice, aia a fost ultima pe care o aveam. Și mai aveam puțină vreme, zile efectiv și îmi lua și căsuța respectivă. Deci am pierdut, zice, casele alea în care întorceam cu mașina în ele, zice. Îți dai seama, zice, de la 15 milioane de euro să te vezi colduș că numai după ce bea apă. Nu mai aveam bani să-mi plătesc curentul, nu mai aveam bani. Eram pe economie, mergeam, noi care cumpăram ce voiam noi, nevastă mea n-avea nicio treabă cumpărăturile, ce voia inimioara ei, aia își cumpăra în restaurante, aia își cumpăra la magazin de haine, de genți, ce își dorea, mașină, ultim model, tot ce voia ea. Amul mergeam și ne uitam să vedem cât e prețul. Și eu tot îi făceam semne să fii mai cumpătat o leacă.
Ea se enerva și zice, unde e Domnul, unde e Domnul? Păi sus în cer, zice, dar fii și pentru noi, cât de repede ne-a ajutat. Frate, zice, eram disperat, mai aveam câteva zile și îmi lua și banca. Banca am luat și ultima casă pe care o aveam. Toate erau, bineînțeles, luate și ipotecate, că așa funcționează acolo lucrurile prin America. Au anumite avantaje în felul acesta. Și zice, imaginează-ți, zice, că mai aveam câteva zile și îmi lua și ultima căsuță în care n-aș fi stat nici de mă bătea înainte. Frate, zice, eram disperat. Și am început să mă rog, Doamne, zice, adu-ți aminte că atunci când am avut bani, eu ți-am dat. Și mi-a făcut un calcul, mi-a zis, frate Dan, zice, eu am făcut un calcul, eu am băgat în lucrarea Domnului vreo 700 de mii de dolari. Zic, frate, foarte mult ați dat, da, zice, am dat din toată inima. 700 de mii, am făcut eu calculul pe unde am dat, ce am făcut, zice, cam 700 de mii de dolari am dat. Zic, Doamne, când am avut bani, știi că am dat. Acum, zice, la sapă de lemn, nu am nici după ce bea apă. Și îmi povestește fratele acesta, zice, în Detroit, zice, mai am câteva zile și vezi că banca mea și ultima căsuță ajung pe stradă, zice, colduș, dar nu mai am după ce bea apă. Adu-ți aminte că atunci când am avut, eu ți-am dat. Doamne, nu mă lăsa. Mă duc, frate Dan, zice, la rugăciune. Îți dai seama, zice, când ești în pragul disperării că ți-e banca și ultima căsuță, numai la rugăciune și la scriptură ești toată ziua, Doamne, nu mă lăsa. Și m-am dus să mă rog, zice, la rugăciune. Și am un mesaj profetic și îmi spune cineva următoarele cuvinte. În următoarele zile, zice, va veni la tine cineva și îți va spune de câți bani ai nevoie. Să-i spui de cât ai nevoie, îți va da și îți vei salva casa și în felul acesta te vei redresa din punct de vedere al business-ului, din punct de vedere financiar. Frate, zice, am zis, Doamne, nu știu dacă o fi așa, dar te rog, fă să fie așa. M-am dus, m-am culcat, am zis, mă, chiar așa să fie, chiar așa să lucreze Dumnezeu în chip minunat. M-am pus și m-am culcat, îmi povestește fratele și îmi spune, frate Dan, nu s-a întâmplat nimic în noaptea aceea, m-am gândit, no, clar, că o zice asta așa. M-au văzut pe mine mai disperat și au zis să-l încurajez măcar, să aibă parte de încurajare. În următoarea noapte, zice, am un vis. Am un vis, zice, și încă o dată mi se confirmă lucrul acesta. Nu, mă duc eu, mă, să știi că totuși de la Domnul și un mesaj, un vis, clar că o fi ceva aici. Mă duc și mă întâlnesc, zice, cu un indian. Ăsta nici măcar nu era creștin, era hindus. Eu când am ajuns în Detroit și îmi povestea fratele, era și indianul la masă, că venise la nunta fetei lui. Și zice, vezi că azi noapte mi s-a arătat Dumnezeu tău în vis. Indienii au mulți Dumnezei, dar zice, Dumnezeul tău mi s-a arătat în vis și mi-a zis în felul următor, zice, să îți dau câți bani ai nevoie, că altfel îmi ia tot ce am. Zice, e criză, n-aș vrea să pierd tot ce am. O întâmplare reală, vă pot da persoana, vă pot da adresa din Statele Unite, din Detroit. Și zice în felul următor, mă, cât aș avea eu nevoie? Dar fratele, pocăit adevărat, cu îndrăzneală, cu... Avea curaj din partea Domnului. Zice, bă, ce să fac cu 10.000, 15.000 de euro? Asta mii de dolari, zice, ce să fac cu banii ăștia? Zice, frate, m-am lansat într-o cerere grozavă. Zice, aș avea nevoie de 150.000 de dolari. O scos cecul, era un foarte mare bogătaș din Detroit, o scos cecul și mi-a scos 150.000 de dolari. Poftim, ia-i, ți-i dau ție, dacă îi vrea să mi dai, mi-i da, dacă nu, vedeam ce-am fi, numai să nu mi-a Dumnezeu tot ce am. Și în povestea, cu banii aceștia, frate Dan, mi-am salvat căsuța aceea mică, cu banii aceștia m-am relansat în business și cu banii aceștia, Domnul fie lăudat, uite, funcționez și astăzi. De aici am pornit totul. Și asta și m-am gândit, dacă am fi fost noi, ce am fi zis în momentele respective? Doamne, știi ceva? Eu așa aș fi zis. Vezi, rata la bancă, că trebuie să plătesc rata luna asta la bancă. Tu ce ai fi zis? Nu știu că cei mai mulți dintre noi, nu vă dau idee, zice, Doamne, te rog frumos, du-i la unul pe inimă să-mi dea 100.000. Nu, dar zic așa, în general, ce zicem noi când ne rugăm? Nu-i așa, noi ne rugăm pentru lucruri mărunte, în general. Când te-ai rugat ultima dată, poate ai un copil care, nu știu, ia razna. Când te-ai rugat ultima dată și ai spus, Doamne, eu te rog să faci de el un slujitor al tău. Asta e prea de tot, mă. Lasă, mântuiască-l Domnul, că e suficient. Zice așa, orice veți cere cu credință, prin rugăciune, zice Iisus Hristos, veți primi. Ce-ar fi să zici, Doamne Dumnezeule, nu știu, fata asta mea, efectiv mă încărunțește, Doamne. Dar eu cred că tu poți să faci din ea o cântăreață în biserica ta. Crezi lucrul acesta? Ar fi o chestiune tare. Doamne Dumnezeule, nu știu, astăzi n-am după ce bea apă. Vezi-mă, Doamne, că ce-i cu mine e și cu mine. Cam asta e tot ce am, ce-i cu mine. Dar eu cred din toată inima că luna viitoare tu mă poți binecuvânta într-un chip special. Hai să înălțăm rugăciuni îndrăznețe. Nu pentru că noi, marea noastră problemă e că noi ne uităm la noi. Drept e lucrul acesta. Băi, eu mă uit la mine, cam ce aș putea eu face? Cum să fac eu nu știu cât? Problema este că ne uităm la noi, nu ne uităm la Dumnezeu. Păi ăsta e alcoolic, mă, cum să-l facă Dumnezeu soț cu minte care să fie nelipsit de la adunare? Dar Dumnezeu îl poate face. Doamne Dumnezeule, soțul meu nu mi-acordă atenție, dar te rog frumos să-l faci și slujitor în casa ta.
Amu, când zic slujitor, nu se apără neapărat amvon, dar poate fi și amvon, poate fi și alte lucruri. Doamne, aș vrea să aibă pasiune pentru tine. Eu ar pentru tine, dar bărbatul meu n-are nicio treabă cu tine. Eu nu zic nu numai să îl atingi și să-i schimbi viața, să-l pocăiești cu adevărat, dar să fie unul care să ardă pentru tine, să lucreze pentru tine. Să pot să spun împreună cu Iosua că despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, aș vrea să mântuiești un vecin. Ce-ar fi să începem să ne rugăm pentru vecinii noștri, numai pentru un Doamne mântuiește? Ce-ar fi să ne rugăm și să avem rugăciuni îndrăznețe? Doamne Dumnezeule, trebuie să-mi schimb mașina că a început să aibă necazuri. Dă-mi o mașină bună. Și să zic, Doamne, dă-mi mașina aceea. Eu cred că Dumnezeu nu se supără pe lucrul acesta. Dar și pentru astea materiale, dă-mi tu casa cea pe care mă doresc, Doamne. Dă-mi tu un loc de muncă care să fie plătit în felul acesta. Doamne, rezolvă tu problemele acestea. Dar ce-ar fi să spui, Doamne, știi ceva? Aș vrea să faci din mine un om după inima ta. Am face noi rugăciunea aceasta în dimineața aceasta. Doamne, aș vrea să fiu un om după inima ta. Vezi, cu rugăciunea nu prea stau bine. Mă rog, am 2-3 minute pe zi. Când ies din casă, când mă pun la masă, vorba aceea, dacă ieși în oraș, nu-i fi picin de ispitire și potignire pentru alții să-ți dedai mare cu pocăința ta. Așa că zici, Doamne, îți mulțumesc, te rog să vindezi mâncarea. Și seara când te pui în pat, iar zici, știi ceva, mulțumesc, te rog frumos să grijă de mine și copilașii mei. Asta să fie tot? Ce-ar fi să spui, Doamne, Tu știi că mi-e tare greu să mă rog, Te rog frumos, ajută-mă să mă rog 15 minute pe zi, să mă rog jumătate de ceas pe zi. Doamne, când iau Biblia, parcă mă plictisește Scriptura. Ce-ar fi să spui, Doamne, Te rog frumos, eu citesc numai 5 minute pe zi Biblia. Eu cred din toată inima că ea credința vine prin, prin ce vine credința, zice Pavel? Prin auzire. Și auzirea cui? Cuvântului lui Dumnezeu. Știți de ce n-avem credință? Știți de ce suntem așa de încrezători în tot ce se întâmplă în jurul nostru și așa de puțin încrezători în Dumnezeu? Cu alte cuvinte, n-avem credință în Dumnezeu? Știți de ce? Că nu ne alimentăm sufletul cu Scriptura. Scriptura cuvântului Dumnezeu mărește credința noastră. Dacă toată ziua citești presa, Facebook-ul, n-am o problemă cu astea, dar dacă toată ziua te uiți la știri, te uiți la televizor, vorbești unul cu altul ce se întâmplă, clar că nu o să ai credință. Păi când auzi tu că, de exemplu, cad prețurile la proprietăți, dacă vrei să-ți cumperi, slavă Domnului, dacă nu, ai ceva de vânzare. Când auzi, vine criza economică, când auzi că război dincolo, când auzi că ieri a fost atentat la Paris, a venit unul și a băgat cuțitul în trei. Oamenii normali care s-au dus să vadă și turnul Eiffel, a venit un prăpădit și o înjunghea pe toți. Păi nu te gândești așa foarte serios, Doamne, mă duc pe stradă. Și atunci dacă ești om serios și responsabil, zici, mă, dar nici pe stradă nu mă mai duc. Că vine unul și nu știu ce. Sau zici, mă, eu am asigurare la mașină, asta e ultima. Da, am rămas eu în urmă cu asta. Dar nu spune ceva, că dacă tu ai asigurat la mașină, dar nu ai casco și te întâlnești cu unul ciurtiucat o leacă. Și zice, și dacă are asigurare, ăla să vezi ce se întâmplă. Mă, nu-ți plătește mașina. Și atunci stresul pe fiecare dintre noi, mă, dacă te lovește unul ciurtiucat, ce faci? E alta, bun, e alta dacă ai. Și dacă n-ai? Deci îți dai seama, așa te poate stresa satana. Chiar acum acela adunare, bă, dacă vine unul ciurtiucat și te lovește cu mașina. Sau atâtea boli se întâmplă, unul cu o boală, unul cu alta. Vă dați seama, când noi toată ziua ne alimentăm la ce se întâmplă în jurul nostru, apoi dacă te doare ceva și te întâlnești cu unul, stai nici că și tăticul tot așa a murit. Ești terminat. A, bă, vecinul meu, să știi că nici el nu și bine, și el parcă tot, și el îi păducă, zice, astea, semnalmentele astea le-au avut pe care le-ai ieșit acum. Clară-i treaba că ești, știi cum, terminat. Dar dacă tu privești la Dumnezeu, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Adică depinde cu ce îți rănești sufletul. Dacă tu privești la Dumnezeu, ce când îți întorci privirile spre El, zice David, care a făcut păcate grave, și zice, trebuia să mi se roșească fața de păcatele mele. Dacă îți întorci privirile spre El, zice, ți se luminează fața de bucurie, slăvit să fie Domnul. Nu ți se umple fața de rușine. Depinde la cine privești. Doamne, eu nu pot să citesc Biblia, așa mă plictisește de numai. Și de asta n-am credință, că nu citesc Biblia. Credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât vei citi mai mult Biblia, cu atât vei avea mai multă credință. Dacă nu citești Biblia, n-ai credință. Deci soluția este mai multă Biblie. Doamne, dar mi-e greu să citesc Biblia. Spune, Doamne, dă-mi putere să citesc 15 minute pe zi, jumătate de oră Biblia în fiecare zi. Haideți să venim cu rugăciuni îndrăznețe. Doamne, cred că Tu poți nu numai să mă eliberezi de păcatul acesta, eu cred că poți să faci de mine un slujitor, un om după inima Ta. Eu cred, Doamne Dumnezeule, că nu numai, auzi, știi ceva, să nu ne mai certăm în familie. Eu cred că Tu poți face încă ceva, Tu poți să faci, Doamne, să ne iubim în familie, să ne respectăm, să avem o relație foarte bună în familie. Mă, numai să nu scot ochii cu soacra mea. Ce-ar fi să te înțelegi foarte bine cu soacra? Că Domnul poate face asta.
Eu numai să, auzi, să nu mă cer cu fratele meu când ne întâlnim, să putem să ne dăm pacea Domnului și ziua bună. Ce-ar fi să te înțelegi foarte bine cu fratele tău? Cumnatul meu când îl văd mă enervează. Ce-ar fi să zici, Doamne, nu numai să nu mă mai enerveze când îl văd, ci să-mi facă plăcere să mă întâlnesc cu el și să ne ajutăm reciproc, ca să-i familia. Ce-ar fi să cerem de la Dumnezeu lucruri mai puternice? Nu vi se pare ușor ciudat ce face Petru? Zice Scriptura că Petru la un moment dat îl vede pe Hristos, e o furtună năpraznică, pe acolo o furtună mare, Marea Galilei, zice, chiar dacă e o apă mică totuși, Marea Galilei, interesant, frații mei, surorile mele, Marea Galilei e foarte agitată. Și zice Scriptura că la un moment dat, așa de mare furtună a venit, că era gata să se prăbușească, era gata să se scufunde vaporul acela sau barca aceea unde erau ucenicii. Și în timp ce erau stresați să vâzlească, să scape din furtună, ia câtă că vine Iisus Hristos pe ape. Acum nimeni n-a mai pășit pe ape. Vine Hristos pe ape, un fapt real. Și când îl văd ei pe Iisus Hristos că vine pășind pe ape, ce să vedeți? Încep să se înspăimânte. Și am stat și m-am gândit, 12 bărbați, câțiva dintre ei marinari, vă dați seama, cu plămâni puternici, au început să țipe care mai de care. Furtună puternică, valuri puternice și toți țipă, este o nălucă. O nălucă înseamnă o fantomă, adică să-l vezi pe Hristos în fața ta și să zici, este o fantomă și țip de numai, toată lumea. 12 bărbați să țipe dintr-o dată tare, care mai de care, să dea toți la întrecere, să dai seama ce situație tensionată. Și Hristos, de acolo pășind pe ape, zice, nu vă temeți, eu sunt. Când Petru evreul aude acest eu sunt, își aduce aminte de un alt eu sunt care a vorbit lui Moise în rugul aprins. Și zice, Doamne, s-a întâmplat ceva fantastic acolo, a ars rugul și nu s-a mistuit. Fă, Doamne, să se întâmple ceva fantastic și aici. Ce ai vrea tu, Petre, să se întâmple? Dacă tu ești Doamne, zice Petru, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Nu vi se pare o rugăciune foarte îndrăzneață? Bă, Petre, ți zi frică până în momentul ăsta a fost frică în barcă, m-ai țipat acet de numai, te-a auzit până la malul mării. Și acum, după ce ai țipat de numai că ți-a fost frică, că te neci, că tu, înotător profesionist, nu poți să scapi cu viața, că e prea agitată marea, să ai curajul să faci o astfel de rugăciune îndrăzneață, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape? Și Domnul zice, Petre, îți poruncesc, vin la mine pe ape. Și spune Scriptura că Petru a început să umble pe ape. Noi am fi spus și mai mulți dintre noi, Doamne, slăviți să-ți fie numele că ești aici, te rog frumos, vezi că vântul cam bate tare, liniștește-o leacă apa, pune pacea aici, Doamne, să ne liniștim, să fie bine. Vorba lui Hagi, să fie bine, să nu fie rău. Dar te rugăm frumos. Nu, el merge mai departe. Merge mult mai departe. Dacă tu ești Doamne, poruncește-mi la tine să vin pe ape. Poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul îi spune, hai Petre. Și Petru pășește pe ape. Imaginează-ți ce rugăciune puternică și cum ascultă Dumnezeu. Nu știu care sunt apele din viața ta. Poate sunt ispite, poate sunt căderi spirituale, poate sunt probleme emoționale, poate sunt probleme în viața de familie, poate sunt boli, poate sunt crize economice, poate sunt, nu știu, remușcări față de anumite lucruri, nu știu care sunt problemele tale, nu știu care sunt cercările tale, nu știu care este furtuna din viața ta. Dar vestea bună este că în această zi cu noi la adunare este Iisus Hristos, mărit să-i fie numele, și El ne spune, eu sunt! Eu sunt cel ce m-am arătat lui Moise în rugul aprins. Eu sunt cel ce am pășit pe ape și am spus, Petre, hai la mine. Eu sunt cel ce sunt prezent în adunare și-s gata să lucrez pentru tine. Eu sunt. Iubiții-mi, noi putem muta munții din loc. Munții de păcate, munții de îngrijorări, munții de neliniște, munții problemelor financiare, crizelor relaționale, crizelor în viața de familie, munții acelor neputinți din viața noastră, noi le putem muta. Toate acestea, dacă începem prin a ști ce vrem, ce vrei să facă Domnul pentru tine în această zi? Va urma să ne rugăm, pentru ce ai vrea să te rogi? Dacă n-ai o țintă în viață, e adevărat că nu ratezi, dar nici nu știi încotro să țintești. Ce vrei să facă Domnul pentru tine în această zi? Apoi, foarte important, măsura credinței tale este măsura limitelor tale. Adică Dumnezeu va lucra pe măsura credinței tale. Nu poate Dumnezeu lucra mai mult decât tu crezi. Dar dacă tu crezi, toate lucrurile sunt cu putință. Celui ce crede, totul este cu putință. De aceea, înalță rugăciuni îndrăznețe. Ai pe cineva care trăiește în păcat, face lucruri de care ești dezgustat, nu spune, Doamne, doar mântuie-l. Spune mai mult, Doamne, fă-l un slujitor, o slujitoare a ta. Te ceri cu sora sau cu fratele în casă, în familie?
Cea mai tare fază a fost când am fost la o biserică și fratele care conducea slujba a zis: sora cutăreasca va cânta o cântare. Și zic eu: dar sora nu-i nevasta. Ba da, dar ce-i sora mea? În credință. Te ceri cu sora, te ceri cu fratele, cu soțul, cu soția, ai meciuri în familie și poate spui: Doamne, aș vrea să nu ne mai certăm așa. Aș vrea să avem o licuță de liniște. Ce ar fi, zici: Doamne, știi ceva? Eu aș vrea să n-am doar o licuță de liniște. Eu aș vrea să am multă liniște. Eu aș vrea să faci din casa mea, Doamne, un colț de rai. Ce ar fi să ne rugăm în felul acesta? Vezi-mă, Doamne, că așa-s de îngrijorat, atât de frământat, atât de încordat, de apăsat. Nu zic: Doamne, doar ia-mi povara aceasta și rezolvă, ci zic: Doamne, proslăvește-ți numele prin situația mea. Măsura credinței tale este măsura limitelor tale, de aceea înalță rugăciuni îndrăznețe. Spune Domnului să lucreze în viața ta, roagă-L pentru iertare, roagă-te pentru vindecare, roagă-te pentru mântuirea celui drag ție, dar întotdeauna roagă-te având așteptări mari de la Dumnezeu. Nu te mai uita la ce poți tu sau la ce nu poți tu, uită-te la Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Tu poți muta munții din loc, începe prin a ști ce vrei. Măsura credinței tale este măsura limitelor tale, de aceea înalță rugăciuni îndrăznețe. Vă invit să ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, El ne aduce acest exemplu cu acest smochin care nu a rodit. Trebuia să rodească, smochinele tot timpul trebuia să aibă roade. El nu a rodit în momentul respectiv. Și zice în felul următor: ce s-a întâmplat cu acest smochin este rodul credinței. Dacă voi aveți să avea credință, veți face nu doar ce s-a făcut acestui smochin, veți face mult mai mult. Muntele, problema din viața voastră va fi rezolvată. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, spune: Doamne, asta este cauza mea, asta este problema mea, asta este situația mea, o aduc înaintea Ta, Te rog, lucrează. Nu uita, Dumnezeu va lucra pe măsura credinței tale, de aceea roagă-te cu îndrăzneală și Dumnezeu să ne asculte. Plecăm fețele și ne rugăm.